cum știți, Parlamentul României, bună dimineața, Parlamentul României organizează de câțiva ani, în fiecare toamnă, o conferință dedicată combaterii unui flagel modern, unui flagel care se manifestă cu o intensitate mare, care ne afectează pe toți. România, datorită faptului că are un număr mare de cetățeni care trăiesc, lucrează, studiază în afara hotarelor, este o țară care are provocări speciale. De aceea salut prezența reprezentanților Ministerului pentru Români cu pretutindeni, care vor face o prezentare din această perspectivă. Și vreau să permiteți să vă spun că astăzi, așa cum ați văzut în programul nostru, vom organiza conferința noastră în trei etape. Prima, așa cum este normal, va fi va consta în mesajele pe care le-am primit de la înalții reprezentanți ai României, fie din executiv, fie din cele două camere. Și eu mulțumesc foarte mult pentru că au venit astăzi și sunt de ocupat și cât de mult lucrează și este important pentru noi să avem aceste mesaje. În a doua sesiune, pe care am numit-o traficul de persoane, colaborarea consolidată a instituțiilor naționale și internaționale în descurajarea, prevenirea și sancționarea traficului cu ființe umane și sprijinirea victimelor, vom avea o perspectivă instituțională asupra acestui fenomen. Urmând ca, după pauză, în sesiunea a doua, migrație ilegală, acțiuni concertate ale Uniunii Europene, organizațiilor internaționale și ale statelor în zonele de origine, de tranzit și de destinație finală. Acestea fiind spuse, vă rog să-mi permiteți să îi invit pe distinși oaspeți să mi se adreseze și am să încep, înțelegând că foarte curând domnul vicepreședinte Adrian Suzuianu va intra într-o întâlnire cu o delegație parlamentară din Australia și îi invit pe ceilalți colegi să accepte acest lucru, să încep cu domnia sa. Unde, vicepreședinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Angel Tăluar, coordonator al grupului pentru combaterea traficului de persoane, domnilor și domnilor miniștri, distinși și invitați, onorată asistență. Doresc, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință internațională privind combaterea traficului de persoane. Este un truism faptul că traficul de persoane reprezintă atât o problemă globală, cât și una dintre cele mai rușinoase infracțiuni care există. Spun rușinoase, deoarece primează de demnitatea lor milioane de oameni din întreaga lume. Această infracțiune are adesea un caracter transnațional și implică victime de toate vârstele și genurile și datorită naturii sale clandestine este dificil de descoperit și investigat. În acest context, trebuie remarcat faptul că încă din anul 2009, Parlamentul României, la nivelul Camerei Deputaților, a înființat grupul de combatere a traficului de persoane. Trebuie să recunoaștem faptul că antidotul îl reprezintă colaborarea consolidată a instituțiilor naționale și internaționale, cu atribuții de descurajarea și sancționarea traficului cu ființe umane, dar și în ceea ce privește sprijinirea victimelor. Iar la nivelul descurajării trebuie să admitem că cea mai eficientă modalitate este transmiterea unui mesaj comun și ferm, prin care nu numai să condamnăm, dar și să abordăm în cheia unei infracțiuni de realitate ridicată. Adică un pachet de legi care să răspundă actualității fenomenului. Din păcate, traficul ilegal nu vizează doar componenta de organizații criminale. El își întinde tentaculele și asupra instituțiilor statului, prin coruperea funcționarilor publici și obținerea accesului la informații obținerea de documente false, manipularea procedurilor de evidență publică și spălarea banilor. Informațiile obținute ajută grupările criminale să evite măsurile de combatere adoptate de autoritățile judiciare. Traficul de persoane cunoaște o expansiune considerabilă, reprezentând și surse ilegale de venit la nivel mondial. Însă resorturile care conduc la acest fenomen sunt un amestec de circunstanțe sociale, economice, politice și de mediu, care modelează modul în care trăiesc oamenii.
Cu toate că este distribuit inegal între centrele și periferiile economiei mondiale, traficul de persoane afectează practic toate țările, fie ca stat de origine, de tranzit sau de destinație a victimelor traficului de persoane și constituie un sistem agresiv de control, de a profita în mod abuziv de avantajele și de exercitarea puterii asupra oamenilor. Anul traficul de persoane exploatează vulnerabilitățile regionale, nivelul de trai scăzut, rata crescută a șomajului, dar și a celor de ordin individual, respectiv familii dezorganizate, nivel precar de pregătire. Domnilor și domnilor, m-aș opri puțin și asupra migrației ilegale, care este și ea o formă de manifestare a criminalității organizate. Mai mult din cauza evoluției înregistrate și a modului perfecționat de derulare, are consecințe directe asupra situației economice, sociale și de securitate din statele de tranzit ale migranților sau refugiaților și din cele de destinație. Provocările generate de manifestarea fenomenului migrator sunt complexe și se pot reflecta în plan social, economic, politic și de securitate. În acest context, apreciez că trebuie acordată o atenție sporită zonelor de frontieră, mai ales că România este frontiera estică a Uniunii Europene, colaborării consolidate a instituțiilor naționale și internaționale cu atribuții în domeniu, dar și dezvoltarea unor măsuri concertate ale Uniunii Europene pe linia descurajării. Nu în ultimul rând, consider că sunt necesare eforturi susținute de reducere și combaterea clivajelor sociale, dar și a gradului de instrucție și educație individuală, vulnerabilități pe care crima organizată le exploatează. Vă mulțumesc pentru atenție și urez succes conferinței de astăzi. Îmi pare rău că nu pot să rămân alături de dumneavoastră până la finalul alocuțiunilor introductive. Vă rog să-mi permiteți, distinși oaspeți, să-i adresez rugămintea de a prezenta mesajul domnului președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, unuia dintre cei mai vechi membri ai grupului de combatere a traficului de persoane, unuia dintre cei mai inimoși colegi care s-au implicat, un om cu care zile de-a rândul și seri de-a rândul fie am participat la audieri, fie am elaborat rapoartele de care noi suntem mândri, pentru că ele reprezintă un volum de muncă foarte mare și, așa cum spunea și colega mea, doamna viceprim-ministru Bircel, reprezintă un efort tenace și susținut de a da o perspectivă parlamentară, dar în același timp integratoare în ceea ce privește acest flagel. Mă refer la domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților și prietenul meu, domnul Florin Iordache. Domnule Florin Iordache, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a transmite mesajul președintelui, vreau să fac și eu câteva simple comentarii. Doamnelor și domnilor miniștri, stimați colegi, doamnelor și domnilor ambasadori, stimați invitați, fără îndoială e un subiect foarte important. Cred că prin ceea ce s-a întâmplat și se petrece și astăzi ca o continuare la nivelul grupului de lucru privind traficul de persoane, Parlamentul României poate fi un exemplu. Spun asta gândindu-mă la rapoartele anuale pe care de-a lungul timpului Parlamentul României le-a adoptat, rapoarte în care se prezintă evoluția, dar în același timp venim și cu rezolvarea posibilului trafic de persoane atât în România cât și în Europa. În continuare vreau să adresez mesajul președintelui Liviu Dragnea și în același timp vreau să adresez sincere felicitări președintelui domnului Angel Târvăr, un om care a fost dedicat acestui subiect, între altele este și președintele Comisiei de Afaceri Europene. Doamnelor și domnilor, vreau să vă felicit pentru organizarea acestei acțiuni, o conferință cu o tematică actuală, amplu eveniment, care a devenit o tradiție dovedindu-și utilitatea pentru cei implicați în traficul de persoane. Îmi exprim încrederea ca substanța dezbaterilor va fi deopotrivă relevantă și utilă atât pentru autoritățile cu responsabilități în domeniu, cât și pentru publicul larg din România și de peste hotare.
Dimensiunea internațională a participării la această conferință este dată de manifestarea transnațională a flagelului care astăzi este subiectul acestei conferințe, mai ales în contextul provocărilor reprezentante de migrație sau de către Brexit. Mă bucur că există continuare și constanță în derularea de activități și proiecte care se finalizează anual cu o evaluare complexă și mă refer aici la raportul grupului pentru combaterea traficului de persoane coordonat de către colegul nostru, domnul Angel Târvăl, grup care funcționează la nivelul Parlamentului României. Traficul de persoane și sclavia modernă îi afectează atât pe românii din țară, cât și pe cei care lucrează și trăiesc în străinătate. Este, deci, normal ca noi să oferim un răspuns adecvat și să avem permanent în atenție găsirea de soluții eficiente de luptă împotriva acestui flagel. Totodată, sunt sigur și că în această conferință putem avea un răspuns privind traficul de persoane. Este esențial ca activitatea parlamentară în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane se continue, iar experiența pe care o acumulăm de la un an la altul să ajute la dezvoltarea unor metode și strategii mai concrete, mai elaborate, cu un grad mai mare de integrare pentru evaluarea unei legislații complexe și necesare în domeniu. Vă rog să-mi permiteți ca în încheiere să doresc succes lucrărilor conferinței și să vă asigur de faptul că apreciez activitatea dumneavoastră și în Parlamentul României, veți avea întotdeauna un partener și un interlocutor. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Florin Iordache, și vă rog să îi transmiteți mulțumirile noastre și domnului președinte al Camerei Deputaților. Totodată, mulțumiri pentru sprijinul pe care în mod constant ni l-a dat. Noi organizăm multe acțiuni sub înaltul patronaj al domniei sale. Înainte de a avea un mesaj filmat din partea coordonatorului Uniunii Europene Antitrafic, doamna Miria Vasiliadu, cea care a fost și la București cu care ne-am văzut și am avut o discuție foarte interesantă, vă rog să-mi permiteți și mie să fac câteva precizări, rugându-i pe colegii mei să fie pregătiți ca îndată ce termin scurta mea prezentare să putem da mesajul doamnei Miria Vasiliadu. Deci, doamnă vicepremier, domnul ministru, domnule ministru, distinși reprezentanți ai Corpului Diplomatic, distinși colegi din Parlamentul României, stimați oaspeți, conferința de astăzi reprezintă a șasea ediție a Conferinței Internaționale pentru Combaterea Traficului de Persoane, organizată de către grupul nostru, ultima conferință desfășurându-se la sfârșitul lunii septembrie anului 2017, conferință care s-a bucurat de participarea multor oameni pe care îi văd și astăzi, ceea ce înseamnă că lucrurile au avut atunci, s-au bucurat de interesul dumneavoastră și ați dorit să continuăm aceste evenimente. Acest lucru mă încurajează și pentru asta vă mulțumesc. Acțiunea noastră marchează deschiderea internă și internațională pe care grupul de combatere a traficului de persoane din Parlamentul României o promovează constant în abordarea tuturor aspectelor ridicate de acest flagel contemporan care este traficul de persoane. Spun contemporan ca intensitate pentru că traficul de persoane și sclavia sunt știu eu, tare ale societății care nu și-au începutul în perioada contemporană, în schimb intensitatea cu care ele se petrec și așa cum am auzit mai devreme după droguri și arme e cam a treia infracțiune din punct de vedere al banilor care se derulează. Direcțiile urmărite de grupul nostru vizează reducerea traficului de persoane atât în România ca țară de origine și tranzit, dar și cu potențial de a deveni țară de destinație, cât și în Uniunea Europeană prin sporirea efectelor acțiunilor de prevenție, creșterea numărului de anchete penale și condamnări care să-i vizeze pe traficanți, optimizarea acțiunilor specifice ale organelor de aplicare a legii, consolidarea sistemelor de gestiune integrată a frontierelor, asigurarea măsurilor pentru protecția victimelor. Ne raportăm așadar
în permanență la o abordare integrată și holistică ce are în vedere asigurarea respectării drepturilor omului cu privire la combaterea traficului de persoane, abordarea avută în vedere în mod explicit atât de dreptul Uniunii Europene, în principal desigur de Directiva 36 din 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și protejarea victimelor acesteia, cât și de dreptul român. Doamnelor și domnilor, direcțiile de acțiune pe care le-am enumerat mai sus sunt reflectate în mod corespunzător în cel mai recent raport al traficului, cel pentru anul 2017. El vă este pus la dispoziție atât în limba română pe site-ul Camerei Deputaților, dar și în traducere în limba engleză în mapele conferinței, aflându-se în felul acesta pe suport electronic și fiind accesibile dumneavoastră. Activitățile grupului au continuat abordarea noastră de angajare în dialog constant și constructiv cu instituții și autorități publice, având atribuții în domeniu. Au fost organizate audieri axate pe chestionare menite să concentreze informația și consultările asupra unor teme esențiale și a unor zone pe care noi le-am considerat la momentul acela deficitare. Și vreau să vă mulțumesc celor care au participat la aceste audieri și care și-au adus contribuția prin informațiile pe care ni le-au oferit la, să zicem, formarea unei impresii și alcătuirea unui raport care nu este exhaustiv, dar nici complet, pentru că întotdeauna sunt lucruri de adăugat. Și aș vrea să citez aici Agenția Națională împotriva traficului de persoane și am doi distinși prieteni și colaboratori de multă vreme prezenți aici, pe care îi salut. Direcția de combatere a criminalității organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și probabil că aici, în contribuția pe care doamna ministru Intotero o va avea, va sublinia importanța pe care reprezentanții Ministerului Muncii o pot avea în afara țării în ceea ce privește campaniile de informare și de apărare a drepturilor muncitorilor aflați la lucru în străinătate, Ministerul Afacerilor Externe, și am avut o prezentare mai devreme și cu date statistice vis-a-vis de rezultatele, zic eu, care dovedesc un interes constant și profesionist al acestui minister, și nu în ultimul rând Ministerul Justiției. Regăsiți toate aceste informații chiar pe larg în raportul care este la dispoziția dumneavoastră. Vreau să adresez mulțumiri încă o dată acestor instituții și să preconizez o cooperare fructuoasă și în viitor. La nivel național, abordarea integrată și holistică reclamă implicarea sectorului învățământului și nu întâmplător astăzi am invitat-o ca pe unul din vorbitorii a căror intervenție o aștept, pe președinta Comisiei pentru Educație din Camera Deputaților, pe doamna Gavrilă, și îi mulțumesc că a venit. În vederea accesului la educație ce ajută copiii victime să se integreze în societate, dar care este și menit prevenirii atragerii în acest fenomen, dar și a actorilor activi la nivel local ai comunității. Totodată, cred că avem nevoie de o colaborare mai activă cu presa, ținând seama de influența pe care aceasta o are asupra opiniei publice. Și sunt sigur că domnul senator Romașcanu astăzi va avea o intervenție pe această temă care va aduce plus valoare discuțiilor noastre. Vreau să-mi permit, stimați colegi, ca să adresez mulțumirile mele domnului Anthony Steen, președintele Fundației Human Trafficking Foundation, cu care am pornit pe acest drum încă din 2009, pentru sprijinul constant pe care ni l-a acordat, pentru o colaborare care a depășit sfera instituțională, s-a transformat într-o colaborare personală foarte bună. Anul acesta, domnia sa, având o contribuție la raport dintr-o perspectivă a societății civile, domnia sa având întâlniri cu multe ONG-uri și având o contribuție la raportul nostru din această perspectivă. Au fost discuții interesante pentru că noi am considerat că experiența pe care o are ne poate ajuta din punct de vedere al obiectivității și al manierei de abordare.
Încurajăm, afirmam și cu alte ocazii, un schimb deschis și sincer de puncte de vedere care să ne permită reținerea și valorificarea acelor idei utile, atât la nivel teoretic cât și practic, atât în domeniul legislativ, cât și în sfera aplicării deciziilor. Campaniile de informare și de sensibilizare, programele de cercetare și educare și cele de formare profesională trebuie să aibă și au un rol esențial. În acest context vreau să mulțumesc ONG-urilor active în domeniul care fac astăzi obiectul conferinței noastre și să spun că grație acelor organizații neguvernamentale active în domeniu se realizează complementaritatea dintre instituții și societate, adică exact rețeta care funcționează în alte țări și care sperăm să funcționeze și în țara noastră, rețetă pe care o încurajăm din tot sufletul. Ca importanță vreau să subliniez și rolul misiunilor diplomatice și consulare în planul informării, prevenirii și asistenței victimilor, inclusiv a celor care cad pradă exploatării prin muncă. Discuțiile pe care le-am avut de-a lungul vremii au fost extrem de utile pentru noi și vă rog să-mi permiteți să vă mulțumesc și public pentru colaborarea pe care am avut-o de-a lungul vremii. Doamnelor și domnilor, din păcate, problematica acelor persoane care devin victime acestui flagel tinde a nu fi singulară. Mai recent, odată cu sporirea fluxurilor de migrație în anii 2015-2016, realitatea cu care s-au confruntat și continuă să se confrunte statele membre ale Uniunii Europene a devenit evidentă. A devenit evident că este necesară un răspuns ferm la nivel internațional pentru combaterea fenomenului de trafic de migranți, denumit și introducere ilegală de migranți. Și salut prezența astăzi a Ministrului pentru Afaceri Europene, a vechiului nostru prieten, Victor Negrescu, care sunt sigur că ne va oferi perspectiva ministerului pe care domnia sa îl conduce în ceea ce privește tema conferinței noastre de astăzi. Recunoașterea gravității acestui fenomen al criminalității organizate ce profită de stare de vulnerabilitate a migranților în scopul obținerii unor profituri materiale s-a făcut în repetate rânduri în cele mai înalte foruri ale Uniunii Europene ce vizează destructurarea definitivă a modelului de afaceri al acestor rețele criminale în scopul prevenirii pierderilor de vieți omenești, de pildă prin trecerea Mării Mediterane. Tot în această privință, un rol decisiv la organizațiile și instituțiile internaționale. La rândul său, Camera Deputaților, și vreau să le mulțumesc celor care au apreciat acest lucru până acum astăzi, s-a preocupat și se preocupă de acest fenomen. Putem ilustra această afirmație cu pozițiile exprimate consecvent în cadrul participării parlamentare în afaceri europene, în sensul descurajării și urmăririi penale a traficanților de persoane. Adresez mulțumiri tuturor participanților la conferința de astăzi. Precum arată titlul ales pentru această manifestare, combaterea fenomenului traficului de persoane este o luptă continuă pe care nu o vom abandona. În cauză este demnitatea umană și valoarea universală a acestea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să-mi permiteți să vă supun atenției dumneavoastră acum mesajul coordonatorului Uniunii Europene Antitrafic, doamna Miria Vasiliadu. Rog colegii mei să prezinte acest mesaj. Vă mulțumesc. Viitoarea președinție a României la Consiliul Uniunii Europene este importantă participarea și implicarea în acest domeniu. Vânzarea și cumpărarea de femei, băieți, ca marfă, iată ce înseamnă traficul. Este o formă de crimă organizată care depășește nivelul granițelor naționale, ceea ce conduce la o încălcare gravă a drepturilor omului și a Cartei Uniunii Europene, fiind o foarte profitabilă metodă de exploatare. Victimele nu sunt invizibile. Putem să vedem tinerele de pe stradă și cunoaștem femei și bărbați care culeg fructe în zonele rurale. Știu că trebuie să mănânce și să doarmă undeva. Deși auzim de victimele traficului în contextul migrației, este foarte important să ni se amintească mereu de numerele, de cifrele foarte mari de victime la nivel european. Pentru că nu tindem doar să ignorăm aceste victime europene, dar uneori nu le acordăm atenție. Vreau să-mi permiteți să deschidem prima sesiune
traficul de persoane, colaborarea consolidată a instituțiilor naționale și internaționale în descurajarea, prevenirea și sancționarea traficului cu ființe umane și sprijinirea victimelor. Avem invitați extraordinari, oameni care vor spune lucruri extrem de interesante. Cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să adresez rugămintea de a lua cuvântul domnului ministru Victor Negrescu pentru a ne prezenta o perspectivă europeană, cu atât mai mult cu cât domnia sa are o sarcină grea. Noi toți avem o sarcină grea, onorantă și foarte challenging. De la 1 ianuarie, România va asigura președinția Consiliului Uniunii Europene și colaborarea de până acum, atât cu colegii bulgari, cât și cu colegii austrieci, este una foarte bună. Mă bucur că avem și reprezentanți ai ambasadelor aici și sunt sigur că ce discutăm poate prezenta interes și de acum încolo. Domnule ministru, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați invitați, domnilor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Să felicit grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României pentru această inițiativă. Este important să vorbim despre acest subiect, așa cum este menționat și în titlu, este vorba de o luptă continuă și este important pentru noi să punem prin planul agendei europene acest subiect. Mai ales că la inițiativa domnului președinte Tilver, și trebuie să-l felicit pentru acest lucru, acest subiect al combaterii traficului de persoane este inclus pe lista temelor noastre de interes în perspectiva președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. Cred că este un rezultat concret, palpabil, care va fi vizibil prin acțiunile pe care România le va organiza pe perioada mandatului nostru și mai ales va fi vizibil acest demers și prin prisma unor demersuri pe care împreună cu instituțiile responsabile avem de gând să le realizăm pe perioada celor 6 luni ale mandatului nostru. De fapt, așa cum a fost menționat în diferitele intervenții și în intervenția prin film, vedem că acest fenomen al traficului de persoane este un fenomen internațional. Un fenomen internațional care necesită un răspuns ferm, clar, coerent, pentru că, în definitiv, vorbim, în primul rând, de drepturile omului. Ori atunci când vorbim de drepturile omului, cu siguranță Uniunea Europeană și statele membre trebuie să fie lidere. Și, cu siguranță, organizarea acestei reuniuni în această sală a drepturilor omului nu este deloc întâmplătoare, pentru că ne dorim ca să punem în prim planul agendei europene acest subiect, vorbind în același timp de demersurile deja realizate, dar și demersurile care trebuie să fie realizate pe mai departe. S-a evocat într-o intervenție anterioară faptul că încă din anul 2011 avem la nivel european o directivă în domeniu, o directivă care a fost transpusă și legislată națională, care a dat un nou imbold demersurilor realizate de statele membre pentru combaterea acestui fenomen. Și, practic, a împins statele membre să lucreze mai mult împreună pentru a face față acestui fenomen care, din nefericire, are consecințe devastatoare asupra vieții acelor oameni care sunt subiectul traficului de persoane. Și în această logică, instituțiile europene, Comisia Europeană, a prezentat mai multe rapoarte în care a prezentat situația la zi, rapoarte care descriu amplitudinea acestui fenomen. Doar pentru perioada 2013-2014 vorbeam de peste 15.000 de persoane, aproape 16.000 de persoane, femei, bărbați, copii, afectate de traficul de persoane, înregistrate ca fiind victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Și probabil că numărul este unul mult mai mare la nivel global. De fapt, aceste rapoarte prezentate în instituțiile europene arată, din nefericire, o tendință de creștere a numărului de persoane afectate de traficul de persoane, în mod special vorbim aici de numărul de copii afectate și victime ale traficanților de persoane a crescut. Acel lucru este valabil și pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele de anumită origine etnică, ceea ce ilustrează că acest fenomen trebuie combătut într-o manieră activă și că acest fenomen este departe de a fi oprit. Evident, ceea ce se remarcă în diferitele documente prezentate în instituțiile europene este că această formă de criminalitate este asociată și cu alte forme de criminalitate și cred că acest lucru ilustrează nevoia unei acțiuni coerente pe mai multe paliere, acțiuni care sunt în prezent avute în vedere de către Uniunea Europeană și de către legiuitorii
în plan național. Pentru că ultimul raport publicat în decembrie 2017 al Comisiei Europene arată că acest trafic de persoane cunoaște o dimensiune consistentă din nefericire la nivel european. 67% din victimele înregistrate ale traficului de persoane în Uniunea Europeană sunt victime ale exploatării sexuale. Lucrul acesta este valabil în mod covârșitor pentru femei și pentru fete. De asemenea, 21% dintre victime sunt victime ale exploatării prin muncă, în timp ce 12% sunt victime ale altor tipuri de exploatare. Aceste statistici nu trebuie să fie doar statistici. Cu siguranță vorbim de oameni, vorbim de vieți și aceste persoane nu trebuie să fie invizibile. Aceste persoane trebuie să fie ajutate. Și evident, trebuie să reacționăm atunci când remarcăm o astfel de situație. Din nefericire, în ultimii ani am remarcat și în presa europeană apariția acestui fenomen în rândul românilor care trăiesc în afara țării, care au fost victime unor abuzuri și este important să reacționăm. Colega mea, doamna Itoteru, depune eforturi substanțiale în acest sens și cu siguranță o să le prezinte, dar și noi, cei care lucrăm în Ministerul de Externe, căutăm să venim cu soluții și sunt o serie de demersuri pe care le voi prezenta succint. Dar să știți că acest fenomen este alimentat de profitul uriaș pe care îl generează pentru cei care abuzează de lege, promovând și generând acest trafic de persoane. Europol a arătat într-o statistică din 2015 că cei care fac trafic de persoane înregistrează un profit anual de aproape 30 de miliarde de euro la nivel mondial. Ceea ce înseamnă că vorbim de sume, evident, care nu sunt verificate, care nu sunt impozitate, sume care, evident, sunt folosite pentru a continua acest demers, care trebuie să fie combătut. De aceea, România sprijină seria de acțiuni propuse de către Comisia Europeană, acțiuni care necesită a fi sprijinite la nivel național, care presupun o acțiune coerentă pentru distrugerea filierelor de trafic, o promovare mai bună a ceea ce înseamnă drepturile pe care le au victimele traficului de persoane pentru a le convinge să iasă dintr-o astfel de situație, nevoia unui răspuns coordonat și consolidat la nivelul Uniunii Europene, dar și o acțiune în exteriorul Uniunii Europene și, de asemenea, necesitatea unor acțiuni transversale în interiorul UE, dar, așa cum am spus și mai devreme, în relația cu statele terțe. Toate aceste elemente, evident, sunt susținute de Uniunea Europeană, sunt mai multe surse de finanțare, aș menționa aici Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondul pentru Securitate Internă, chiar programul de cercetare Orizont 2020, Programul Justiție, Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, Instrumentul European pentru Vecinătate, sunt foarte multe surse de finanțare pentru combaterea acestui fenomen. Acest lucru oferă sprijin, dar poate în același timp ar trebui să ne concentrăm eforturile într-o direcție și mai bine definită și în sensul acesta, la nivel național, agenția care se ocupă de acest subiect face o muncă care și mai devreme a fost evidențiată ca fiind una pozitivă. Este important să existe un demers, de ce nu, și mai amplu la nivel european. În sensul acesta, România sprijină și va sprijini și pe perioada mandatului nostru în fruntea Consiliului Uniunii Europene necesitatea unor echipe comune de investigații, necesitatea unei reale cooperări între actorii europeni și internaționali, Europol, Interpol, Eurojust, Frontex, SELEC, toate aceste instituții care au acest rol și vom vorbi din ce în ce mai mult despre combaterea eficientă, inclusiv prin incriminarea traficanților și complicilor acestora. Chiar în intervenția video ați remarcat că România era lăudată pentru ceea ce face în acest sens. De fapt, între 2010 și 2017, peste 2000 de persoane au fost condamnate pentru traficul de persoane la noi în țară, ceea ce ilustrează că România combate într-o manieră activă acest tip de fenomen. Pentru că în fața unui flagel trebuie să venim cu răspunsuri ferme și în sensul acesta România depune eforturi în această direcție. Dar nu e suficient doar să reacționăm, trebuie să facem și prevenție. Ministerul de Externe prin Departamentul Consular realizează o campanie de conștientizare a cetățenilor români care a dus rezultate palpabile și în sensul acesta, împreună cu instituțiile de resort,
și a pregătit ofițerii consulari pentru a gestiona astfel de situații și cu siguranță trebuie să depunem eforturi cât mai substanțiale în perioada următoare. Este clar că, și o să termin cu acest lucru, traficul de persoane reprezintă un fenomen care afectează lumea, dar afectează și Uniunea Europeană, așa cum a spus mai devreme, peste 15.000 de persoane. Fenomenul migrației a accentuat acest fenomen al traficului de persoane și Uniunea Europeană trebuie să vină cu un răspuns ferm pentru combaterea acestui fenomen. România a înregistrat progrese substanțiale și cred eu că a devenit un exemplu la nivel european și cu siguranță pe perioada mandatului nostru putem să punem în prim plan rezultatele pozitive obținute de experții români pentru a veni cu soluții europene și în sensul acesta grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României joacă un rol esențial și din nou, așa cum am spus și mai devreme, țin să-l felicit pe domnul președinte Tâlvăr pentru faptul că a promovat această temă pe lista noastră de subiecte de interes pe perioada mandatului nostru în fruntea Consiliului Europene și acest lucru practic ridică nivelul de participare a României pe acest subiect în plan european. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule ministru, și vă mulțumesc și pentru cuvintele frumoase pe care mi le adresați. Trebuie să spun însă că nu a fost o luptă foarte grea, dumneavoastră fiind un om deschis la tema aceasta, nu de astăzi, de multă vreme noi discutăm și lucrăm împreună pe acest subiect, dar apreciez încă o dată faptul că ați găsit de cuvință, într-adevăr, să acordăm importanța cuvenită acestei teme. Îmi face plăcere acum să o invit să ni se adreseze pe distinsa mea colegă de Parlament, actual membru al Guvernului, doamna Natalia Intotero, care sunt sigur că are foarte multe lucruri interesante. Domnia sa a pregătit și niște materiale pe care le va pune la dispoziție, dar îi las plăcerea de a face anunțul singure. Vă mulțumesc foarte mult și aveți cuvântul, doamnă ministru. Vă mulțumesc, domnule ministru, doamnelor și domnilor președinți, vicepreședinți ai comisiilor parlamentare, Camera Deputaților, Senat, excelențele voastre, doamnelor, domnilor ambasadori, reprezentanți ai corpului diplomatic, distinși invitați, reprezentanți ai societății civile, stimați reprezentanți ai mass media, într-o zi importantă, într-un an important, anul Unirii, vă felicit, domnule președinte Angel Tâlvăr, pentru această luptă continuă, așa cum ați afirmat și dumneavoastră, pentru că ne-ați invitat din nou, în al șaselea an, aici, în Palatul Parlamentului, pentru a discuta și a găsi soluții pentru a combate un fenomen atât de extins, acela al traficului de persoane. Cu toate că principala atribuție a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni este aceea de a păstra pretutindeni în lume, identitatea lingvistică, culturală, spirituală a conaționalilor noștri români, nu am putut rămâne nepăsători la problemele cu care românii noștri de pretutindeni se confruntă. Și, din păcate, aceste fenomene al traficului de persoane și de aici al unui alt fenomen care decurge de la sine, acela al sclaviei moderne, este într-o continuă extindere. În anul 2017, un grup interinstituțional format din oameni inimoși, membrii ai Parlamentului României, și o văd aici în dreapta mea pe doamna deputată Tamara Ciofu, vicepreședinta Comisiei pentru Drepturile Omului, alături de, la vremea respectivă, colega noastră, doamna Andreea Păstrânac, ministru pentru Românii de Pretutindeni în 2017, au demarat un proiect pilot în România, în 4 județe ale țării, privind combaterea traficului de persoane. La începutul anului 2018, alături de dumneavoastră, distinși reprezentanți ai Parlamentului României, dar și de Comitetul Interministerial, am decis demararea unei campanii naționale, informare acasă, siguranță în lume. De ce? Pentru că noi considerăm că un cetățean informat este un cetățean câștigat.
Alături de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației, Ministerul de Interne, toate agențiile, autoritățile cu atribuții în domeniu, am reușit și am realizat un material informativ privind combaterea și stoparea acestor fenomene al traficului de persoane și al sclaviei moderne. Campania noastră în afara granițelor țării s-a desfășurat prin sprijinul misiunilor diplomatice, consulatelor generale, reprezentanților mediului asociativ românesc, a mass media în limba română, dar și al tuturor cultelor. Desigur, o implicare foarte importantă a fost aceea corpului diplomatic din România și pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată tuturor ambasadelor care ne-au venit în sprijin. Aici în țară, campania s-a desfășurat în două etape. Prima etapă, lunile mai-iunie, a fost dedicată tinerilor, tinerii reprezentând o categorie vulnerabilă acestui fenomen, așa cum ați amintit și dumneavoastră în expunerile anterioare. Prin sprijinul Ministerului Educației și a inspectoratelor școlari județene, am fost prezenți în toate județele țării și am discutat cu reprezentanții elevilor, claselor a 11-a, a 12-a, dar și prin susținerea conducerilor unităților de învățământ, a ligilor studenților și a comitetelor de părinți. Am încercat să avem discuții cu aceștia și să le expunem pericolele la care se supun în cazul în care decid să călătorească, poate să aleagă să studieze sau să-și găsească un loc de muncă în afara granițelor, în momentul în care pleacă neinformați și în momentul în care pleacă cu anumite oferte de muncă luate de pe internet, oferte de muncă ce nu prezintă siguranță. De asemenea, le-am adus la cunoștință locurile de muncă ce sunt garantate din partea statului român și faptul că dacă ei se află totuși într-o situație critică, să știe că statul român le este alături prin misiunile diplomatice, consulatele generale, dar și prin toate numerele de urgență și programele de sprijin în acest sens. Cea de-a doua etapă a campaniei noastre de naționale de informare s-a derulat în lunile, jumătatea lunii august, până spre sfârșitul lunii septembrie. De această dată am revenit în toate județele României prin sprijinul președinților consiliilor județene, dar și a prefecturilor. Am discutat cu toți primarii prezenți din fiecare unitate administrativ-teritorială a fiecărui județ. Am încercat să-i conștientizăm asupra importanței implicării acestora. Practic, le-am adus la cunoștință că prin intermediul acestei campanii nu ne propunem încurajarea cetățenilor noștri de a pleca la muncă în străinătate, ci de a încerca să-și deschidă o linie de comunicare mai bună cu cetățenii aflați la muncă în străinătate, dar și cu cei din țară, prin a le oferi toate informațiile necesare cu privire la realizările pe care aceștia le au în localitățile pe care ei le conduc, prin a le pune la dispoziție toate ofertele de muncă din localitate, dar și din zonă, cu nivelul de salarizare în momentul de față și, practic, pe lângă această campanie de prevenție, încercăm să fie și o campanie de încurajare a conaționalilor noștri care își doresc să se întoarcă acasă, să revină la un loc de muncă sigur, oferit din partea autorităților locale, dar și prin proiectele guvernamentale de reîntoarcere acasă. Cât pe partea de prevenție, am încercat să-i conștientizăm asupra importanței acestora, asupra implicării acestora, privind combaterea și stoparea acestor fenomene al traficului de persoane și al sclaviei moderne. Am
conștientizat un impact al acestei campanii și prin faptul că foarte mulți connaționali, atât din țară cât și din afara granițelor, ne-au solicitat să le punem la dispoziție toate aceste materiale informative. Așa cum ați explicat, domnule președinte, Angel Tâlvăr, avem și vă mulțumim pentru disponibilitate aceste materiale și v-am fi recunoscător dacă ne-ați ajuta în diseminarea acestor informații către toți connaționalii noștri. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături în această muncă extraordinară. O mulțumire specială Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, a domnului director Maximilian Nicolae și a întregii sale echipe. Nu este o echipă foarte numeroasă, dar sunt oameni foarte implicați, oameni care încearcă prin diferite campanii să contribuie la stoparea acestor fenomene. Pe lângă campania pe care o desfășurăm împreună, suntem parteneri într-o altă campanie națională, Cunoașteți drepturile, respectă-ți obligațiile. Așa cum ați menționat, domnule președinte Angel Tâlvăr, un rol foarte important îl au și atașații pe probleme de muncă pe care România îi are pretutindeni în lume și, în egală măsură, atașații pe probleme de interne. În încheiere, încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru lupta, pentru combaterea acestui fenomen și vreau să vă rog să ne fiți alături, pentru că nici noi nu ne vom opri, vom continua această campanie și prin sprijinul dumneavoastră și deschiderea dumneavoastră putem să îmbunătățim toate informațiile pe care noi le-am pus la dispoziție până în momentul de față. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc foarte mult, vă felicit pentru tot ce faceți și vă doresc succes pentru că aveți o muncă extraordinar de grea, mult mai grea decât se crede și o muncă ce într-adevăr necesită un efort de echipă, o abordare interinstituțională, dar sunteți pe un drum foarte bun și am sentimentul reconfortant că lucrurile sunt în mâini bune. Vă rog să-mi permiteți acum, dat fiind faptul că și componenta de educație este importantă în demersul nostru, vă rog să-mi permiteți să-i adresez invitația de a ni se adresa președintelui Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților, un om special care muncește foarte mult alături de noi în, și în toate demersurile în care am avut nevoie de ajutorul domniei sale, l-am avut, lucru pentru care îi mulțumesc. Vă rog să ni se adreseze cu câteva considerente prin perspectiva domeniului pe care îl reglementează în Camera Deputaților. Vă rog, doamnă profesor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, distins auditoriu, domnilor miniștri, stimați colegi parlamentari, distinși invitați. În primul rând, aș aprecia continuitatea și consecvența acestui demers, conferințe care se țin cu anumită ritualitate și care fac parte chiar din agenda noastră și parlamentară și, evident, cu impact la nivel național, din perspectiva tuturor instituțiilor implicate și ținând cont de importanța unui subiect extrem de complex, extrem de delicat, cu reverberații la toate nivelele și mai ales la diferite segmente de vârstă. Sigur că fără o abordare sistemică, tema în discuție nu poate să aibă șanse de succes și dacă am văzut și perspectiva politică și perspectiva legislativă implicită pe care o reprezentăm, perspectiva juridică, extrem de importantă este zona educațională, pentru că aici suntem într-un domeniu al vulnerabilității vârstelor, pentru că vorbim de preadolescență și adolescență, de un timp al derivei, al nisipurilor mișcătoare, cum este simbolic numită această vârstă în literatura de specialitate, moment în care tinerii sunt extrem de vulnerabili. Și sigur că subiectul acesta al traficului de ființe se asociază și cu abandonul școlar și cu nivelul de economic, sau să spunem de sărăcie din anumite zone, cu lipsa de implicare a familiilor. Sunt foarte mulți factori care conduc la, pe de o parte, riscul de abandon, eșecul
sistemul educațional, efectul școlar și căutarea unor modele facile de reușită, de realizare, în contextul în care nu există nici suficient discernământ, nici suficientă insistență educațională. Dacă ne întoarcem în profunzimea școlii, în general, n-aș spune numai școala românească, pentru că totdeauna școala e preocupată de performanțe, de rezultate academice, de programe școlare, de examene naționale. Aceștia sunt indicatorii care dau măsura valorii unei instituții, a unei zone, a unei regiuni și evident că profesorii, managementul educațional se focalizează pe acestea. Și atunci uităm în demersul nostru cognitiv preponderent de formarea competențelor, uităm că avem și un demers formativ, un demers educațional, care înseamnă a privi dincolo de elevul, de studentul din fața noastră, spre povestea ce se află în spate. Pentru că uneori sunt povești de fericire sau de nefericire. Pentru că uneori provin din medii educaționale sau familiale extrem de triste. Și evident că în măsura în care profesorul, educatorul, dirigintele asumă și aceste responsabilități care țin de fișa postului, atunci putem vorbi de prevenție. Există, mi-a plăcut formula din zona programelor și directivele europene, cei the four P's, că vorbim de prevention, protection of victims, prosecution of criminals and partnerships. Deci două dintre aceste segmente se leagă de zona noastră a școlii, a educației, prevenția și parteneriatele. Pentru că există o perspectivă a elevului, a studentului, pentru că vorbeam de adolescență și preadolescență, dar vulnerabilitățile merg și spre zone educaționale superioare. Nu înseamnă că tentația, seducția sau capcanele în care pot intra tinerii nu apar chiar și în condițiile unei inteligențe superioare sau unei școli superioare urmate. Deci, întorcându-ne la ideea de prevenție, de educație și de parteneriat, perspectiva lor, a tinerilor, trebuie să fie nucleul central al abordărilor, trebuie să avem perspectiva profesorului, care spuneam că ar trebui să împletească benefic aceste două componente, demersul științific, dar și demersul pedagogic, demersul educațional, urmează societatea, comunitatea restrânsă, și aici vorbim de parteneriate, e rolul juriștilor, rolul polițiștilor, rolul dialogurilor și a întâlnirilor tematice și, evident, politicele sociale de nivel amplu, la nivel național. Succesul prevenției ține de realizarea acestor parteneriate și mă gândesc că, știu, noi ca deputați, sigur, suntem mai mult, sau parlamentari, suntem responsabili mai mult în zona legislației principale, fundamentale, pe legislația secundară, care abordează tematici educaționale, curriculum, opționale, putem doar să transmitem mesaje, să intrăm în grupuri de lucru. Ele țin mult de demersurile Ministerului Educației sau de alte ministere de resort, dar acolo sunt foarte importante temele de discuție, lectoratele cu părinții sau ceea ce numim educație parentală, pentru că profesorul face și o implicită educație a adulților. Ai în față părinți de toate nivelele, apropiați, interesați de școală sau mai puțin interesați, valorizând școala, educația sau indiferența aia, pentru că ei înșiși au avut poate eșecuri educaționale și nu conștientizează suficient importanța școlii și de aceea autoritatea profesorului, autoritatea morală, respectul de care se bucură, poate fi o condiție pentru a forma o atitudine proactivă a părinților în acest demers. În esență, vârsta adolescenței, vârsta preadolescenței, evoluția aceasta, arderea etapelor, sexualitatea incipientă, lipsa de discernământ și de filtre valorice, toate acestea pot conduce la toate întâmplările nefavorabile pe care, sigur, trebuie să le abordăm și din această perspectivă. Rămâne în atenția noastră, a educatorilor, a specialiștilor în educație, a profesorilor sau a politicienilor, o temă importantă alături de alte teme care țin de segmentul educațional, pentru că noi nu suntem acolo doar pentru, sau nu trebuie să avem doar visul unor realizări de specialiști, de cercetători, de oameni extrem de armonioși și intelectual. Și atitudinea civică și comportamentele și valorile sunt la fel de importante în această definire a personalității umane pe care încercăm să o facem prin educație. Vă mulțumesc!